Patronul unei terase din capitală l-a reclamat la poliție pe Dan Puric. El susține că binecunoscutul actor de pantomimă trișează de fiecare dată când îl vizitează. Dan Puric mănâncă foarte des la terasa sa, iar la sfârșit doar se face că plătește. Patronul terasei se declară un mare fan al lui Dan Puric, dar spune că ar prefera ca acesta să-și folosească imensul talent pe scenă sau cel puțin în alte terase sau restaurante. Nu mi se pare corect. Eu îl cred că este un mim foarte talentat, dar vine aici, mănâncă, bea, nu scoate un cuvânt și apoi mimează că plătește. Și știți cu toții cât de convingător este Dan Puric atunci când mimează. Deci vă dați seama, bietul chelner ia țeapă de fiecare dată. Acest abuz de talent devine uneori foarte supărător. Pe patronul terasei nu-l deranjează foarte tare să-i facă cinste marelui artist, însă uneori Dan Puric întrece rău măsura. Câteodată se preface că are la el numai bagnote mari, iar în cazul acesta, chelnerul îi mai aduce și restul. Ce fel de artă e asta? Se pare că obiceiul lui Dan Puric de a mima în afara scenei a devenit foarte enervant și pentru apropiații săi, nu doar pentru chelneri și patronii de localuri. De la o vreme și soția artistului este foarte nervoasă și tot din cauza pantomimei. De pe internet, direct pe micul ecran, în fiecare sâmbătă și duminică la Prima TV de la ora 2.